o pauză destul de lungă. Te rog frumos să dai skip, dar nu pentru că mi-e frică, mi se pare o idee foarte bună. Astăzi vom vorbi despre favoritele lunii noiembrie, pentru că știți că vă spuneam eu la un moment dat că favoritele lunii noiembrie sunt în general discriminate pentru că toată lumea se concentrează pe vlogmas și nimeni nu mai vorbește despre favorite, dar eu am favorite în luna noiembrie și vreau să vorbesc despre ele și suntem într-un cadru mai relaxat aici cu dânsul, cu ghiocelul lângă noi. L-am invitat și pe el să facă parte din decor. Am și o cafea aici, bineînțeles într-o cană tematică și toată sunt o temă întreagă pentru că suntem în Nicmas, pentru că alternăm clipurile așa cum v-am anunțat din primul episod de Nicmas. Astăzi vom vorbi despre favorite. Am câteva, sunt drăguțe și mă gândeam să vi le reaminte, să vi le readuc în atenție. Și o să începem cu skincare-ul și am un produs, sau mă rog, două produse, un produs în două variante pe care le-am refolosit după o perioadă destul de lungă în care am făcut o pauză de la ele și mi s-au părut iarăși foarte, foarte interesante, sau mi s-a părut acest produs foarte interesant. Și este vorba despre aceste măști de la Skin Light cu extract de melc. Singurul om căruia nu i se adresează acest review este Pebbles, pentru că, bineînțeles, Pebbles iarăși are o problemă cu lucrurile pe care le recomand eu. Deci tu, te rog frumos să dai skip, să te duci mai departe. Dar mie îmi plac foarte, foarte tare aceste măști. V-am zis, am făcut o pauză destul de lungă. Cred că în vară, nu știu dacă le-am folosit. Și sunt, în general, niște măști din astea de tip șerbet pe care eu le-am cam tot timpul la îndemână, pentru că îmi fac foarte bine, mă simt foarte bine cu ele, îmi plac foarte tare și sunt... Era să scot ochiul. Și sunt foarte, foarte ok. Sunt anti-aging pentru că au extract de melc și partea frumoasă cu ele este că chiar observ o diferență. Adică după ce le aplic seara pe ten, a doua zi dimineața și chiar și a treia zi cum ar veni, pielea mea arată bine și este hidratată și se simte bine și cumva o simt așa mai fermă și îmi plac foarte tare. Și a zis, sunt genul ăla de măști de tip șervet în doi pași, în sensul că au un ser aici sus și în partea de jos este masca și ea îmbibată într-un alt ser. Și este o idee foarte bună în general când vă aplicați măști din astea de tip șervet să vă puneți întâi un ser, chiar dacă masca în sine nu prevede chestia asta, puneți-vă voi un ser cu acid hialuronic, cu vitamina C. Acum, depinde și de masca pe care o aplicați, să se completeze cu masca pe care o aplicați și după aceea vă puneți masca aia de tip șervet și cumva vă ajută, adică este cumva, nu știu, efectul este potențat al măștii și vă și hidratează pielea mai bine și vă și, nu știu, revigorează și cumva funcționează mai bine, am observat eu chestia asta. Ăsta este un truc pe care mi l-a prezentat Eugenia mai de mult. Și partea bună la aceste măști este că ele vin deja cu serul ăsta inițial, care îl completează pe cel din mască. O avem pe asta Age Reverse, care este cea anti-aging, declarată anti-aging, dar și asta este anti-aging, doar că asta și iluminează tenul. Acum, nu știu neapărat dacă îl iluminează, n-am observat un efect din ăsta așa wow de iluminare, dar să știți că mie mi-au plăcut foarte tare ambele și v-am zis, au efectul ăla de revigorare și de piele mai fermă și mai, nu știu, mai proaspătă după ce le folosesc și de fiecare dată când fac o pauză de la ele simt nevoia să vi le menționez în clipuri pentru că și pe mine mă surprind cât sunt de bune. Apoi, un produs pe care anul trecut cel puțin l-am vânat cu disperare și la începutul anului ăstuia și l-am tot căutat și nicăieri nu era, pentru că peste tot era sold out sau îl căutam în iarnă, când vezi, Doamne, în iarnă la noi nu se folosește SPF. Și este vorba despre crema cu SPF de la Revox, pe care am luat-o din DM și sper să o mai găsesc pentru că îmi place foarte tare. Are și acid hialuronic și este genul ăla de cremă de față cu SPF, dar care și hidratează și îmi place foarte tare că pot să o aplic sub machiaj și nu-mi face machiajul să curgă, nu este viscoasă, nu este iec, așa, și arată foarte, foarte bine machiajul peste ea pusă și îmi place că de-aia pot să o folosesc și vară și iarnă și tot timpul. O folosesc deja de o lună și mă înțeleg foarte bine cu ea, nu mi-a iritat tenul, nu mi-au ieșit coșuri de la ea, pentru că iarăși e o problemă care se poate întâmpla în cazul
produselor cu SPF și îmi face bine, adică îmi face bine că mai ales că are SPF și are acid hialuronic și completată cu serurile pe care le folosesc eu, este chiar foarte, foarte ok. Deci dacă v-ați gândit la o cremă cu SPF, puneți mâna pe ea cât se mai găsește, că am mai văzut-o acum prin magazine, a rămas. Dar știu că de la jumatea lui decembrie încolo, ianuarie, februarie, nu o să se găsească, pentru că, vezi, doamne, noi nu avem nevoie de SPF. Dar avem, de fapt avem nevoie de SPF tot timpul. Tocmai ce vorbi cu dermatologul și mi-a zis că, da, ne trebuie SPF non-stop în fiecare zi. Prin urmare, go get it. Un alt produs la care m-am reîntors și sunt foarte fericită că mai nou se găsește și la mine la Profi, bine, e un pic mai mare prețul decât dacă l-aș fi comandat de pe Notino sau dacă l-aș fi luat de pe, din DM, dar nu contează, important este că găsesc acest produs și la mine la Profi și este vorba de scrubul ăsta cu zmeură de la Organic Shop, pe care vi l-am mai arătat eu de multe ori pentru că îmi place, îl folosesc. E bine, pot să-mi fac și eu scrub acasă, să ne înțelegem, nu este mare șmecherie în toată combinația asta, adică pot să amestec și eu niște zahăr cu ulei de măsline și, sau cu ulei de cocos sau cu un ulei oarecare și să fac scrub. Dar e atât de comod să ai o din asta la îndemână și să nu trebuiască să stai tu să-ți prepari înainte de duș și să-l găsești în duș și repede să te exfoliezi. Este foarte bun, eu îl folosesc pentru corp și având în vedere că nu este scump, mi se pare ok, plus că are o aromă foarte plăcută, așa de gumă, de mestecat, deci este yummy. Și îmi mai place și cel cu cafea de la Organic Shop, le găsiți pe Notino, dar mai nou le găsiți și prin magazinele fizice, în afară de DM, că DM se găseau și înainte. Și asta este bine, adică mă bucur, pentru că, da, de asta avem nevoie. Apoi, un produs la care m-am reîntors și pe care îl iubesc foarte tare, știți că îl iubesc, îl așa cum pe buze, este, ați ghicit, este rujul meu deja de 3-4 ani de zile, este MAC Meru și deja sunt pe ultima sută de metri, trebuie neapărat când ajung la mall să trec pe la MAC să mi-l recumpăr. Și cred că de data asta îmi cumpăr și creionul, nu știu, nu sunt prea sigură, dar îmi place foarte tare. Este un ruj care pe mine cel puțin mă completează foarte bine și se vede bine în clipuri și arată bine și în viața reală și în clipuri și în poze și peste tot. Și în general îmi este un ruj foarte comod, foarte confortabil, pe care l-aplic. Nu este excesiv de rezistent, de-aia ziceam că poate ar fi ideal și creionul, dar este un ruj care se duce ușor, frumos, adică nu îmi lasă pete, urme, dungi, chestii, trestii, nu mi-o sucă buzele și de-aia îl ador. Iarăși, un parfum la care m-am reîntors și care îmi place enorm și îl iubesc și acum că s-a răcit pot să-l folosesc din nou, pentru că ăsta este un parfum pe care eu pot să-l folosesc numai când este frig și numai dacă ies la frig, nu pot să-l folosesc nu știu, în zilele calde și nici nu v-aș recomanda pentru că îmbolnoviți lumea. Este vorba despre Mir și Donca de la Jo Malone. Deci îmi place acest parfum de nu se poate în perioada asta, este minunat. Ăsta este parfumul pe care îl asociez eu în perioada asta cu sărbătorile, cel puțin în cazul meu. Este parfumul pe care în momentul în care încep să-l port, începe să vină așa ușor, ușor Crăciunul, începe ușor, ușor să se împodobească ghiocelul și ușor, ușor intrăm în atmosfera asta festivă. Pentru mine asta înseamnă parfumul ăsta, deși el în sine, săracul, nu prea are treabă cu sărbătorile. Sau nu știu, poate miroare, poate îl simțim pe la biserică și are, nu știu. Eu pot să-l port numai când e rece, numai atunci îl suport, dar persistă mult și miroase bine și este un parfum cumva pentru mine atipic, pentru că este diferit, adică mirosul ăla de tonca și de mir, combinația aia și un pic de cafea și un pic de vanilie și... combinația asta nu este tocmai combinația mea tipică, clasică, de zi cu zi. Este o combinație mai puternică, mai tare, este mai aspră cumva câteodată, dar în același timp are și o parte caldă și de-aia zic că nu pot să-l port când e cald, dar acum că s-a răcit și că este destul de rece încât să pot să-l port, este minunat. Ce vă recomand eu în ceea ce privește acest parfum este să nu exagerați, adică două pufuri sunt mai mult ca suficiente, n-aveți nevoie de toată sticla, să ne aducem aminte de clipuri cu eleganța și cu parfumurile, da? Că nu e cazul să exagerăm cu parfumurile, pentru că, da, nu e
nu e tocmai ok. Și ăsta este un parfum la care v-aș recomanda din tot sufletul să aveți un pic de grijă dacă îl folosiți, sau cele tari, nu știu, de la Tom Ford sau de la Yves Saint Laurent sau mai știu eu ce, de pe unde, încercați să aveți grijă cu ele, deși sunt mai pliabile pe perioada asta decât pe cea caldă. Încercați pe cât posibil să aveți grijă la cantitatea pe care o aplicați, că totuși să nu uităm că sunt niște parfumuri tari, sunt niște parfumuri statement, sunt niște parfumuri intense, dar nu e nevoie de foarte mult, nu trebuie să ne miroasă tot metroul, nu trebuie să ne miroasă o clădire întreagă sau un cartier întreg. Da, ăsta este un parfum deosebit și v-am zis, pe mine rezistă. Multe persoane spuneau că nu rezistă parfumurile de la Jo Malone pe ei. Nu știu, pe mine asta rezistă, adică n-am avut nicio problemă cu el și îmi place și miroase bine și este foarte ok. Și mai am două cărți despre care vreau să vă vorbesc, două cărți pe care le-am ascultat luna asta și sunt absolut delicioase ambele, dar din puncte de vedere diferite și una chiar este chiar ciudat că spun că e delicioasă, dar mi-a plăcut foarte tare. Și o să începem cu The Exorcist. O carte scrisă prin anii 70, este o carte horror și în prezent este considerată ca fiind una dintre cele mai bune cărți horror care au fost scrise. Este și un film, n-am apucat să-l văd, sper că acum în decembrie o să îl văd și vă țin pe la curent în Nickmas, promit că vă țin la curent cu filmul, cum mi s-a părut, dacă este ok. Am văzut în schimb documentarul despre cazul real din care a fost inspirată această carte și este cutremurător. Indiferent de ce crezi sau nu, pentru că la bază are un fond religios această carte și, mă rog, acest caz are un fond religios și are o perspectivă religioasă, dar indiferent dacă crezi sau nu în lucrurile astea, indiferent dacă crezi că s-au întâmplat sau nu, e cutremurător să auzi așa ceva, cel puțin în ceea ce privește cazul real. În ceea ce privește cartea, mi s-a părut că a fost foarte bine scrisă, mi s-a părut că pentru o carte scrisă în anii 70 nu este plictisitoare și nu s-a complicat foarte tare în detalii și în descrieri, pentru că mai au autorii din vremea aia aveau obiceiul ăsta de a se complica cu descrieri masive și multe enumerări de chestii și de locuri și așa, și asta n-a fost cazul în cartea asta. Și este o carte care îți dă așa niște fiori, adică nu e, eu am ascultat-o în varianta audio, o variantă audio narată de autor, ceea ce v-am spus că mi se pare o idee foarte bună ca varianta audio a cărții să fie narată de autorul care a scris cartea, pentru că el știe cel mai bine ce voce vrea să-i dea unui personaj sau cum vrea să se desfășoare acțiunea, care e ritmul, adică el îți dă exact cumva tonul pe care și l-a imaginat atunci când a scris cartea aia și este cel mai bine. Iar cartea asta mi s-a părut foarte bine scrisă. Eu nu prea sunt amatoare de cărți horror, dar nu pentru că mi-e frică sau ceva, ci pentru că nu m-am întâlnit cu ele, adică nu știu să vă dau carte horror, nu m-am îndreptat, pur și simplu nu m-am îndreptat către zona asta, deși acum văd că sunt din ce mai interesată, adică cartea asta cel puțin m-a făcut interesată să fiu de zona asta horror a cărților. Și chiar dacă aveți recomandări de cărți horror, vă rog, lăsați-mi în comentarii, poate intrăm în sfera asta horror mai mult, că nu mă deranjează, că mi se pare un pic palpitant, ca să zic așa. Și cartea în sine mi s-a părut drăguță, interesantă. Nu o să vă povestesc foarte multe, pentru că am făcut un clip din ăsta cu un reading vlog și v-am povestit mai multe în cartea aia și v-am povestit mai multe despre părerea mea. Dar vă zic, pentru o carte horror și pentru una din primele cărți horror, horror de adevăratele pe care am pus eu mâna, mi s-a părut foarte bună. Acum, dacă sunteți uzați în ceea ce privește cărțile horror, poate asta nu vi se pare tocmai ok, dar este o carte care, nu știu, e puțin creepy. Mi s-a părut bine scrisă și mi s-a părut interesant țică și sunt acolo și niște elemente demne de studiat, cel puțin pe mine m-a făcut așa să fac un pic de research despre anumite subiecte, deci e chiar foarte ok din punctul ăsta de vedere. Apoi, a doua carte este tot așa, în format audio am ascultat-o și la fel a fost narată de către autor pe care deja încep să-l iubesc foarte tare și știți că este vorba despre Neil Gaiman. Aoleu, deci cred că vreau să ascult toate cărțile scrise de el, pentru că și narate de el, pentru că are un talent absolut fabulos, nu doar la a scrie cărți de astea fantasy, dar
și de a le citi. El este exemplu perfect de autor care chiar trebuie să-și nareze cărțile, pentru că știe cel mai bine cum să dea voce fiecărui personaj. Și dacă îi ascultați, dacă ascultați audiobook-urile, o să înțelegeți foarte bine despre ce vorbesc, că el efectiv vorbește pe voci diferite pentru fiecare personaj, are intonații diferite și își descrie cartea frumos și, nu știu, îmi place foarte tare. Și este vorba despre Neverwhere, o carte fantasy, o carte apropo de care auzisem că, na, el scrie mai mult pentru copii. Mă mănâncă ăsta, știe că urmează să plece. Știți că vă ziceam la un moment dat că, cred că tot în Reading Vlog-ul ăla, vă spuneam că Neil Gaiman scrie mai mult pentru adolescenți, copii și așa mai departe. Băi, cartea asta nu mi se pare pentru adolescenți. Adică eu dacă aș avea un copil sub 16 ani, nu i-aș da cartea asta, pentru că sunt acolo niște chestii care nu sunt mai ok de citit și de procesat de către minori, ca să spunem, dacă înțelegeți ce zic, știți, dacă ați auzit, dacă ați citit sau auzit cartea, ascultat cartea, știți la ce mă refer, adică, da, eu una nu i-aș da unui copil sub 16-17 ani, nu i-aș da cartea asta, să știți, mi se pare puțin cam precoce pentru un copil să-i dai cartea asta, pentru că sunt multe chestii acolo care... Da, o carte fantasy foarte drăguță, foarte simpăticuță. Neverwhere este o carte despre cum se amestecă lumea magică cu lumea non-magică, adică lumea noastră reală cu o lume magică, fantastică, cu tot felul de personaje din astea deosebite, cu șobolan care vorbesc, cu marchizul de Caraba, cu Dor și așa mai departe. Mă rog, nu o să vă dau un spoiler și nu o să vă dau tot sinopsisul aici, pentru că vine și clipul cu ce am citit luna asta și n-aș vrea totuși să divulg totul în clipul ăsta, să mai rămână ceva și pentru clipul ăla, pentru că sunt câteva cărți foarte interesate pe care le-am citit luna asta și de care aș vrea să vorbesc mai mult, mai pendelete. Da, da. Neil Gaiman efectiv este unul din autorii care m-a cucerit anul ăsta, dar o să vorbim mai multe despre autorii care m-au cucerit în 2022 într-un alt clip care va să vină special pentru așa ceva. Și el este unul din autorii pe care i-am descoperit și care m-au cucerit și care îmi place la nebunie. Cărțile lui și stilul în care povestește el îmi aduce aminte de cărțile din copilărie, când citeam cărți și creau senzația aia așa de plăcere, când citeam efectiv de plăcere și rămâneam cu o senzație plăcută de pe urma unei cărți. Cam așa este și cu cărțile lui, poate că sunt mai mici, poate pentru că sunt pentru copii, deși v-am zis, asta nu-i neapărat. Asta aș încadra mai degrabă la categoria fantasy young adult, dacă vreți, nu neapărat la partea de copii, știți, de adolescenți. No, 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 că e complexă, e complexă. Aveam acolo și probleme cu sexul și cu alte ale, nu le dăm la copii așa ceva, da? Bun. Și mi-a plăcut foarte tare cartea asta, mi-a plăcut cum o citește el în varianta audio și mi s-a părut foarte simpatică și efectiv m-a lăsat cu pofta de a citi mai mult de la autorul ăsta și de a vrea mai mult. Și trebuie să-mi cumpăr cărțile în variantă fizică, că acum vreau să le și țin în mână, că după cum vedeți, nu pot să vi le arăt, că le-am ascultat în varianta audio. Și când îmi place foarte tare un audiobook, chiar dacă mi-a plăcut audiobook foarte tare, vreau și varianta fizică, pentru că eu sunt atașată de cărțile fizice, după cum știți. Bun. Cam astea sunt favoritele mele pe luna asta, pe luna noiembrie. Nu sunt multe, dar speciale și am ținut neapărat să le menționez, pentru că am vrut să vi le împărtășesc și să vă reamintesc de unele dintre ele. Și da, chiar dacă nu sunt multe, sunt speciale, cum ziceam. Și da, filme, să știți că n-am, nu, am încercat. Am avut mai multe tentative cu filmele, cu seriale. Nu. Din contră, am destul de multe eșecuri la capitolul filme și non-filme, dar iarăși vorbim despre asta într-un alt clip. Vă pup, vă mulțumesc dacă v-ați uitat, dați un like și un share la clipul ăsta și vă aștept mâine cu un nou vlog și luna asta până pe 25 tot avem de postat, adică tot avem clipuri. Vă pup, ceau, să aveți o zi frumoasă!